Parte acum, Gigi Becali a găsit explicația pentru înfrângerea FCSB-ului în fața Rapidului. Omul de afaceri spune că a primit o pedapsă de la Dumnezeu ca urmare a declarațiilor pe care le-a dat despre modul în care va câștiga campionatul. Gigi Becali spunea că se va urca pe limuzina sa și că va da cu artificii după ce FCSB va câștiga titlul. Dumnezeu pe aia ce iubește, el le dă lecții și cercetează. Pe mine m-a cercetat. M-a cercetat și a fost foarte bine rezultatul. Pentru că de n-ar fi fost 4-0, 4 nu înțelegeam. Dar zic cum am spus eu, am spus în Giulești, noi vom bate 4-0, o să luăm 4 puncte. A făcut Dumnezeu, da? Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și din mândria mea și dintr-o fia mea și cum a zis și Șucu din aroganța mea, a zis Dumnezeu, bă, tu nu poți să faci un fir de păr. Cum bați tu? Cum adică ai bătut-o vreodată? Eu ți-am făcut și schimbările, eu ți-am făcut și echipa, eu ți-am dat și bani să plătești. Și tu acum, tu că bați tu aroganța ta, atunci vei primi exact 4 cât ai zis că le dai. Un cetățean ceh și